După ce ieri Ministerul Sănătății a anunțat că în ultimele 8 luni ale anului au fost înregistrate 675 de cazuri de rujeolă confirmate în țară, iar în ultima perioadă numărul cazurilor a crescut alarmant și medicii epidemiologi buzoieni au intrat în alertă. Din fericire, până la acest moment, la nivelul județului Buzău nu a fost înregistrat niciun caz, însă medicii trag semnale serioase de alarmă. La această dată în Buzău nu se înregistrează cazuri confirmate, am avut o singură suspiciune care a fost infirmată. Diagnosticul de rujeolă nu se susține decât pe criterii serologice, deci prezența anticorpilor specifici este cea care indică cu certitudine această infecție. În situația în care aceștia nu sunt depistați și totuși simptomatologia clinică este foarte relevantă pentru această infecție, se merge pe diagnostic de probabilitate. Având în vedere că există un permanent circuit între noi și alte județe, între noi și alte țări, există oricând posibilitatea ca și la noi să apară această boală care să ia ca și formă de manifestare, manifestare de tip epidemic sau microepidemii de colectivitate. Specialiștii spun că s-a ajuns la această situație din cauza refuzului unora dintre părinți de a-și imuniza copiii. Avem la această dată probleme cu accesul în colectivități pentru că sunt destul de mulți, din păcate, din nefericire, din ce în ce mai mulți părinți care, în pofida apelurilor pe care noi le-am făcut prin toate mijloacele către ei, au refuzat să-și protejeze copiii prin acest vaccin. Și se trezesc acum, la intrarea în colectivitate, că li se solicită dovada de vaccinare care trebuie să aibă înscrisă în ea toate vaccinările impuse de minister prin program național corespunzător vârstei. Și atunci acești părinți sunt total nelămuriți, confuzi, fac apel la dreptul constituțional de a refuza aceste tipuri de vaccin. Și mi-este foarte greu, pentru că m-am întâlnit cu aceste situații, să încerc din nou să-i conving că este într-adevăr drept constituțional de a refuza un vaccin, dar este dreptul la sănătate pentru copilul lui, deci poate fi cumva abordat și prin prisma rele tratamente aplicate minorului. Doctorii sfătuiesc pe părinți ca la cele mai mici semne ale bolii să se prezinte la medic pentru că rujeola poate duce în anumite condiții chiar și la deces. Boala are un debut foarte scurt, uneori foarte greu de stabilit perioada de debut pentru că ea începe cu o ușoară ascensiune termică și cu un, zicem noi, triplu catar, oculonazal și traheobronșii. Copilul începe să aibă o hipersecreție nazală, hipersecreție lacrimală, este ca atunci când faci un guturai și nu dă mare lucru de bănuit. Acest triplu catar, care este specific debutului de rujeolă, se însoțește și de apariția unui semn la nivelul mucoasei bucale, zicem noi semnul coplii, care este semn patognomonic, adică de certitudine în recunoașterea infecției care va să vină. La 48 de ore după această simptomatologie, apare un croșet febril foarte important, 39-40 de grade, însoțită de apariția primelor elemente eruptive, care în rujeolă, 99% din cazuri, apar retroauricular, deci în spatele pavilionului urechii, în a doua jumătate a nopții, așa descrie și mama orice erupție. La nivelul județului Buzău, aproape 90% dintre copii sunt vaccinați împotriva rujeolei. Părinții care refuză imunizarea sunt, în multe cazuri, de etnie romă.